Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face ciulama de ciuperci. Pentru asta avem nevoie de 600 de grame de ciuperci, o jumătate de linguriță de sare, jumătate de linguriță de piper, o ceapă mare tocată mărunt, 3-4 linguri de smântână și o lingură de făină. Amestecăm făina cu smântână. Punem ulei într-o platiță. Punem ceapa la călit. Între timp putem tăia ciupercile. După ce s-a călit ceapa cam 5 minute, adăugăm sarea, piperul, și ciupercile. Și lăsăm să se călească aproximativ 10 minute. După ce au trecut cele 10 minute, adăugăm niște usturoi, 2 căței, 3, tocat mărunt, adăugăm și niște paprică. Amestecăm. Ciupercile sunt pe 3 sferturi făcute. Trecut încă 5 minute. Acum putem adăuga amestecul de smântână. Și mai lăsăm să fiarbă, așa cum amestecul de smântână, încă 10 minute, după care oprim focul. Focul trebuie să fie mic, cât mai mic posibil. Și amestecăm din când în când. Acum, la sfârșit, adăugăm niște pătrunjel verde tocat. Sper că v-a plăcut rețeta mea și vă aștept în continuare și cu alte rețete. La revedere! Am scos pe farfurie. O să mai adăugăm niște verdeață.